Mai spune așa, plângerea lui Ieremia 2, versetul 19, scoală-te și gemi noaptea când încep străjile, varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. I-am numit-o geamătul rugăciunii. Gemem de ciudă că n-am dobândit mai mult. Că nu ne-am putut să facem realizări, să impresionăm anturajul în care noi suntem implicați. Dar Dumnezeu ne întreabă, mai este cineva care geme pentru familia lui? Mai sunt mame care gem pentru fiii risipitori? Mai sunt slujitori care încă nu și-au părăsit locul și totul stă în spărtură în cea mai întunecată oră pe care biserica o traversează?